Îl avem și pe Ari cu noi. Eu sunt în pauza de masă și am zis să profit să vedem dacă ni se alătură cineva și de data asta. Dar cred că sunt singură. Nu-i nimic. O să vă fac un tur de grădină și sper să mă țină bateria până la finalul live-ului. Ce faci, Aki? Ce faci? Vrei să intri în piscină? Sau nu? Doar dăm o tură, nu? A, uite, a venit cineva. Bună, Patriot! Să-mi spui dacă se aude și se vede bine. Este primul live de pe mobil. Sunt în pauza de masă și am zis să încerc să văd dacă merge live-ul și de pe mobil. Super! Mersi frumos! Mă bucur! Uitați-l și pe Aki. Bună, Chris! Bine ai venit! Din păcate nu pot să anunț pe community. Cred că Mary spunea. Bună, Adriana! Mary spunea că ar fi trebuit să îl anunț pe community, dar cred că opțiunea asta o am doar când o să am peste 1000 de abonați. Dar tot e ceva, că pot să stau de vorbă cu voi live. Vreau să vi-l arăt pe Aki. Chiar și înainte de asta, ceea ce este o îmbunătățire. Bună, Gabriel, bine ai venit! O să fie un live scurt, bine, și cel de aseară cu Isa a fost scurt, tot așa, pentru că am încercat să văd dacă merge. Poate o să organizăm unul mai lung, când este și Cosina acasă în weekend. Eu lucrez de acasă și sunt în pauză acum și de asta am putut să ies. Este ora 12 aici, în România, deci e 7 seara. Și este o vreme frumoasă. A trecut furtuna din ultimele 2 zile și s-a răcorit, ceea ce este mare lucru. Și nu numai că s-a răcorit, dar nu mai avem umiditate. Ia uitați aici socul. Din păcate nu am cules, aș fi vrut să fac și în alți ani am făcut dulceață de fructe de soc, dar anul ăsta nu am apucat, am făcut doar socată. Însă s-au bucurat de fructe păsările care le-au atacat acum vreo săptămână, așa, bine de tot. Mai scrieți de pe unde sunteți. Și dacă aveți întrebări, dacă nu, țineți-le pentru weekend. Poate o să intrăm sâmbătă sau... Da, probabil cel mai bine ar fi sâmbătă dimineață. Deci după amiaza de vreme sau poate mai pe la prânz, așa ca și acum. Ceau, Mary! Bună, Lucian! Uitați-l și pe Aki aici. Seba a fost cu el în parc. Care este mâncarea ta preferată din Canada? Mâncare canadiană, adică... nu știu dacă canadienii chiar au o mâncare anume. În general sunt... e un amestec de mâncăruri internaționale aici. Nu știu dacă am una anume, trebuie să mă gândesc mai mult timp și cred că îmi plac multe mâncăruri. În ultima vreme am descoperit mai mult sushi și asta datorită Isabelei, ea este mare fan și de când am descoperit restaurantul ăsta din Point Clear Village, Avocado Sushi, care face un sushi extraordinar,
E într-adevăr super. Prima oară când am fost acolo, soțul unei prietene a închiriat restaurantul pentru ziua ei, împlinea atunci 50 de ani, sunt ceva ani de atunci, și a închiriat tot restaurantul pentru o petrecere surpriză într-o luni după amiază, că lunea este închis restaurantul respectiv, și ne-a invitat pe toți și atunci am avut ocazia să degustăm absolut toate felurile de sushi pe care le fac ei și a fost super. Hai să vă iau, las pe Aki un pic în spate și vă iau în partea din față, că el nu stă, ar fugi așa de nebun pe stradă dacă l-aș lăsa liber. Cum vă ziceam, e o zi frumoasă cu soare și asta este poarta de garaj pe care am vopsit-o eu, am pictat-o cu maci. Și da, se simte plăcut. Aici asta zona pe care o știți bine, cu mărarul care înflorește. Și mai avem aici pătrunjel, oregano și busuioc păzite de gâsculița mea. Și v-am arătat într-un video trecut roșiile pe care, salut tati și fetița, și smochinul are două smochine. Roșiile le-am prins din sămânță și a trebuit să le-am pornit mai târziu, așa că de-abia acum au făcut fructe, dar să sperăm că o să mai țină cât de cât căldura, măcar vreo lună, și să ne bucurăm. Și pe asta o aștept să înflorească. Este plină absolut de boboci. Ia uitați și o gărgăriță în vizită aici pe frunze. Și pe stradă la noi e liniște. Sunt mulți care lucrează de acasă, dar alții s-au întors și la treabă. Cât de greu sau ușor te-ai adaptat acolo? Ia uitați aici, lavanda mai are câteva flori proaspete. Să le punem la uscat. Eu zic că ne-am adaptat destul de ușor din anumite puncte de vedere. Ce face Aki? Imediat să intru, să fiu atentă să nu iasă în stradă el. Bravo, Achilon! Dar sunt și multe aspecte care sunt diferite. Iar unul dintre ele, care e prezent, zic eu, peste tot în America de Nord, este legat de distanțe. Distanțele sunt foarte mari și în orașe, și mai ales dacă locuiești în suburbii, trebuie să ai mașină sau să fii pregătit să mergi cu autobuzul sau cu trenul. În primii 2 ani am stat în Montreal, sigur nu chiar în buricul târgului, dar oricum într-unul din cartierele care este care face parte din Montreal, și chiar și așa luam metroul și apoi un autobuz și făceam aproape o oră când lucram în centru și până acasă 50 de minute. Țin minte că Seba era la maternel în primul an. Scuzați de întrerupere, Aki tot atentează la lavanda mea, vrea să o mănânce. Aici copiii stau la școală toată ziua, deci încep la 8 dimineața și clasele se termină în jur de 3-3 și jumătate. Și apoi există acest serviciu de gard, se cheamă, când pot rămâne în continuare sub supraveghere și pot să-și facă lecțiile acolo sau pur și simplu se joacă și socializează cu alți copii.
Și cel mai târziu puteam să luăm la ora 6, pare mi se. Dar cum întârziai, dacă întârziai și un minut, erai penalizat $10. Și țin minte că, deci eu lucram în centru și Costin la... Noi terminam la 5 și trebuia să, tot timpul să eram pe fugă, să nu întârziem, să ajungem la ora 6 cel târziu, să luăm pe Seba de la școală. Un alt aspect, mi-aduc aminte, deci el a prins și câteva luni de grădiniță. Când am venit noi, el avea 4 ani și jumătate și școala începe la 5 ani cu clasa de maternel. Deci primul an, cum ar fi un an pregătitor. Și dormeau pe jos, deci după amiază aveau ora de siesta, aveau niște salteluțe subțiri așa de un deget și care erau puse pe podea și dormeau pe jos. Nu mai știu ce să spun așa ca adaptare, că de multe ori, știi, te ia așa valul și te adaptezi din mers, nici nu-ți dai seama decât poate după, în timp, că anumite lucruri sunt complet diferite de cum erai obișnuit. Și probabil contează și vârsta la care vii. Dacă vii la, nu știu, când ești încă tânăr și mai ușor adaptabil, nu-ți dai seama de schimbările care trebuie să le faci față de... avem alți prieteni care au venit... noi aveam 30 de ani atunci, 33 de ani. Au venit mai târziu, 40, aproape chiar de 50 de ani și sigur că pentru ei a fost un pic mai dificil să se adapteze. Da, ia uitați-l pe Aki. Da, eu eram obișnuită cu străinătatea, am stat un an de zile în Olanda și chiar și înainte, când lucram în România, am călătorit destul de mult și îmi plăcea foarte mult să călătoresc și, mă rog, asta a fost și unul din motivele pentru care am venit aici, să călătorim mai mult și să vedem lumea, pentru că pe vremea aia România nu era încă în Uniunea Europeană și erau restricții tot timpul la călătorii. Nu se mergea așa de ușor. Acum sunt fascinată de prietenii mei și alții care călătoresc în weekend, se urcă în avion și se duc la Paris sau Londra sau Viena sau mai știu unde, ceea ce acum 20 de ani nu era posibil și nu era... Nici nu visam la așa ceva. Trebuia să stai, să faci aplicații, să iei vize, să... Sigur, anul meu în Olanda, spre exemplu, care an în care... Da, super! Exact, îți trebuia viză. Variante de emigrare, nu aveam alte variante, pentru că în state se emigra mai greu. Sora lui Costin este la Boston și era aproape Montrealul și cred că asta a fost unul dintre motive și faptul că în Quebec procesul de emigrare era mai scurt și știam amândoi franceză, engleză, deci asta nu a fost o problemă. Aki, ce faci? Ce faci, Aki? Vrei să vii la lavandă? Ce faci? Nu-i de mâncare. Nu-i de mâncare, e de mirosit. Te faci așa. Păi vezi? Împrescurarea la Botoșani, da. Ar vrea Botoșaniul să arate ca Boston. Boston e un oraș superb. Așa, seamănă cu Montrealul din multe puncte de vedere. Au amândouă așa izuri de orașe europene, pentru că au fost... mulți irlandezi, italieni la Boston și la Montreal, francezi și, sigur, și multe alte nații. Oh, mă bucur că, uite, s-au strâns netul. Nu merge netul? Îmi pare rău, nu știu ce să zic. Sunt pe mobil. Sper să meargă acum, îmi spuneți. Oricum, uite, sunt... da, italieni, sunt... au trecut 15 minute deja. Poate că am stat într-un loc prea mult. Nu știu dacă merge pe Wi-Fi-ul de la
de acasă, probabil, și în curte e mai la distanță. 20 de persoane, wow! Super! Sper să stăm mai mult de vorba acum, că, ei, Beatriz! Uite, Beatriz este o prietenă cu care am și lucrat la ultimul job în România. Dacă mai vreți să aflați ceva, mai puneți întrebări. Dacă nu, promit să ne auzim mai mult în weekend, când este și Costin acasă. Nu știu dacă îl urmăriți pe... Ei, salut, Gelu! Sigur, mersi de salut! Te salut și eu și sunt sigură că și Cetu te cunoaște și te salută înapoi. Nu știu dacă îl urmăriți pe Silviu de la Năvodari. Dacă o faceți, adică dacă nu o faceți, să intrați să vă uitați ce rețete grozave face. Chiar vreau să... Da, Gelu, și eu sunt la muncă. Acum am intrat scurt în pauza de masă pentru că, uite, aici este, să vă arăt, locul meu de treabă. Dar ce vreau să vă arăt este că datorită lui mi-am cumpărat, datorită lui Silviu, un tajin să fac un osobuco și am pus la decongelat. Aveam cumpărat de câteva săptămâni și era în congelator un osobuco. Exact. Silviu face niște rețete grozave, așa că o să încerc după amiază. Poate că o să postez, dacă iese bine, rețeta lui de osobuco. Bună, Sorina! Vă las și eu și vă mulțumesc frumos că urmăriți canalul nostru. Super, Lucian, da, și să-i... ba da, trebuie, o să trebuiască să-l punem să stea în apă. Este ca, de fapt, este ca, probabil că știți foarte bine și voi, vasele alea care de lut pe care le foloseam noi la făcutul puiului la cuptor și care se găsesc, mi se pare, la ceramica de corund în Ardeal și nu numai. Bună, Lăcrămioara! Da, de ceramică și și alea trebuiau la fel puse în apă să stea înainte de folosire. Încă o dată, mersi mult de tot și țineți aproape, o să apară... Bună, Ina! O să încerc să, cum spuneam, să filmez rețeta de osobuco la tajin. Mersi, Mari. Și pentru live, uite, dacă merge și pe mobil, asta este super. O să vă luăm în direct prin plimbările noastre. O să vedem dacă mergem undeva în weekendul ăsta. Am văzut că v-au plăcut plimbările de la Lake Placid și din Vermont. Chiar a fost frumos, obositor la Vermont, cu coborâtul 2 ore. M-am bucurat că m-au ținut genunchii și n-am avut repercursiuni pe termen lung. Dar da, o să vă luăm cu noi mai mult acum. Numai bine și vouă, v-am pupat și vi-l mai arăt încă o dată pe Aki să vedem. Aki! Ce faci, Bulina? Spune la revedere! Ciao! Vă pup și eu! La revedere, la revedere! Vă mulțumesc frumos! Germanul de Aki, exact!